Putem începe? Bună ziua tuturor, stimați cetățeni, stimați prieteni! Vă salut aici, în această mică conferință în care vă vom prezenta conceptul următorului document strategic ce ne propunem să-l elaborăm la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, destinat reglementării celor tuturor tipuri de transport, dar și infrastructurii de transport, intitulat Strategia de Mobilitate 2023-2030. Noi cu toți ne dorim transport sigur, modern, accesibil, durabil, dar mai ales interoperabil. Noi cu toții ne dorim drumuri bune, construite la timp și la fel sigure. Pentru a implementa aceste deziderate, ne propunem ca până în trimestrul 3 al acestui an să elaborăm un document strategic pe o durată de 8 ani, Strategia de Mobilitate. Necesitatea elaborării acesteia derivă din programul de activitate al Guvernului, din planul de activitate a Guvernului pentru anul 2023, din strategia pentru țară Moldova Europeană 2030, dar nemijlocit și din necesitățile noastre de conformare a cadrului normativ intern la legislația europeană. Mobilitatea și conectivitatea sunt importante pentru fiecare din noi. Fie că facem naveta zilnică de la locul de casă la serviciu, fie că mergem spre părinți, rude, prieteni, fie că lanțurile magazinilor sunt alimentate cu produse industriale sau alimentare, mergem spre obiective de turism, fiecare ne dorim să îmbunătățim mobilitatea, ceea ce va avea un fapt important pentru dezvoltarea noastră economică și socială. Pandemia COVID-19, dar și invazia Federației Ruse asupra Ucrainei au demonstrat rolul esențial al interconectivității atunci când libera circulație a persoanelor, dar și a mărfurilor, fie că a fost suspendată sau în totalitate stopată, a fost imperios necesară îmbunătățirea lanțurilor logistice și mai mult dezvoltarea infrastructurii de transport. În momentul în care colegii de la Guvern am elaborat strategia națională Moldova Europeană 2030, ne-am stabilit ca și obiective îmbunătățirea accesului oamenilor la infrastructura fizică, la utilitățile publice și mai ales la îmbunătățirea condițiilor de trai ale acestora. Urmând aceste trei esențe, ne-am propus elaborarea unui nou document strategic care va expune constatările, recomandările, dar și lecțiile învățate în baza actualei strategii de transport și logistică care a operat pe parcursul 2013-2022 și care va reflecta esența necesității armonizării cadrului normativ la strategia de mobilitate până în 2030 a Uniunii Europene. Cum am zis, această necesitate derivă din documentele strategice ce le-am menționat și va corespunde următoarelor criterii. Primul dintre aceste criterii, ne dorim un transport accesibil, durabil, interoperabil și sigur. În acest context, la Minister ne-am propus elaborarea unui noi legi dedicată siguranței rutiere, care va determina necesitatea stabilirii și deținerii auditului siguranței rutiere, începând la toate fazele, chiar la etapa de proiectare a infrastructurii drumurilor. Ne dorim ca dezvoltarea durabilă a infrastructurii să se întemeieze pe criterii înalte de calitate, conform standardelor europene. Ne dorim să consolidăm cadrul normativ și instituțional, dar și să fortificăm capacitățile Ministerului. În acest context, suntem pe ultima etapă de definitivare a amendamentelor operate la Codul Navigației Maritime și Comerciale, la Codul Transportului Rutier, la Legea Fondului Rutier, dar și la Legea cu privire la siguranța rutieră și la Legea care reglementează infrastructura drumurilor. În acest context, invit toate părțile interesate să ne prezinte propunerile de îmbunătățire a acestui cadru normativ. De asemenea, ne dorim ca dezvoltarea durabilă a infrastructurii să se întemeieze pe standardele europene. Ori, în acest sens, de curând Republica Moldova a prezentat Comisiei Europene propunerile de îmbunătățire a rețelelor noastre interne într-o conectare acestora la rețelele transeuropene intitulate TENT. Ne dorim să asigurăm mobilitatea persoanelor și bunurilor în cel mai bune condiții sociale și de siguranță. Nu zadar, programele ce vor fi ulterior elaborate în baza acestei strategii vor asigura accesul persoanelor cu dizabilități, accesul la diferite mijloace de transport rutier, dar și nemijlocit regionalizarea serviciilor respective și sporirea accesului populației la serviciile de transport. Ne dorim în mod esențial să digitalizăm serviciile
legile de transport. După cum cunoașteți, recent guvernul a aprobat o nouă strategie legată de digitalizarea serviciilor prestate de colegii noștri de la ANTA. Mă refer aici la registrul rutelor, urmează să elaborăm registrul biletelor, registrul stațiilor și nemijlocit este deja implementat registrul autorizațiilor de transport emise de Agenția Națională pentru Transport Rutier și nu ne vom opri aici. Ne dorim să trecem la modele de transport prietenos mediului. Nu în zadar, strategia noastră va fi în tandem și în corelare cu strategia de mobilitate și strategia de mediu pentru 2014-2023. Astfel vom îmbogăți și vom îmbunătăți mijloacele de transport ecologice și mă refer aici la mijloacele de transport pe cale ferată, la transportul naval. Chiar recent, după cum cunoașteți, am fost împreună cu colegul meu, secretarul de stat, domnul Păscăluță, să vizităm cum decur lucrările pentru îmbunătățirea și reabilitarea tronsonului de cale ferată de la Basarabeasca spre Giurgiulești. Pentru 2023 vom acorda și vom negocia asistență externă pentru îmbunătățirea altor tronsoane de cale ferată, ceea ce va duce la decongestionarea traficului pe transport rutier, pe infrastructura rutieră, cu trecerea acestuia spre transportul spre cale ferată. Obiectivele ce vor fi reflectate în această strategie vor permite planificarea și utilizarea cheltuielilor bugetare într-o manieră integrată, focusată pe îndeplinirea tuturor obiectivelor pe termen mediu, dar și pe termen lung. În baza acestei strategii vom elabora următoarele programe destinate dezvoltării transportului, dezvoltării drumurilor, dezvoltării transportului naval, celui rutier, a transportului feroviar, dar și nemijlocit a transportului aerian. Menționez că investițiile pentru implementarea prevederilor strategiei vor fi asigurate atât din bugetul public, cât și nemijlocit din asistența externă. Pentru infrastructura rutieră avem deja negociate și semnate peste 600 de milioane de euro ce vor fi bani ce vor fi alocați pentru reabilitarea și infrastructura rutieră din țară. Negociem la moment și cu Banca Mondială alte 120 de milioane pentru îmbunătățirea și reabilitarea drumurilor locale. Menționez că strategia de mobilitate va asigura alinierea politicii naționale în domeniul transporturilor la obiectivele strategiei de mobilitate și inteligență a Comisiei Europene. Mai mult, chiar această strategie va ține cont de angajamentele Republicii Moldova în contextul cererii de aderare la Uniunea Europeană, decizie pe care ne-am asumat-o și ne-am înscris-o de plin în angajamentele Guvernului de a ambasa pe calea integrării europene. Sunt sigură că cunoașteți fiecare dintre dumneavoastră indicatorul rutier pe care l-am plasat noi împreună cu colegii noștri de la SD Moldova Europeană 2030, care se găsește la moment pe drumurile noi construite pe teritoriul țării și în speranța că vom avea cât mai multe astfel de indicatoare pe teritoriul țării, vom depune maxim efort. Totodată, menționez că strategia va asigura continuitatea obiectivelor actuale în strategia de transport și logistică, în strategia de mediu, despre care am pomenit deja, dar și în planul de acțiune implementarea acesteia, mă refer aici la următorii indicatori. Integrarea principiilor de protecție a mediului, dezvoltarea durabilă și economică, verde, de adaptare la schimbările climatice, promovarea trecerii la un transport care poluează, la unul care poluează mai puțin, etc. În tandem cu strategia noastră vor fi aplicate și strategia de transport a persoanelor care vor reglementa accesul persoanelor la infrastructură de transport cu dizabilități. Vorbesc aici de Programul Național de Incluziune Socială a Persoanelor cu Dizabilități pentru perioada 2017-2022. Vreau să remarc că elaborarea acestui document strategic nu o vom face de unii singuri, ci împreună cu colegii noștri la Administrația de Stat a Drumurilor, cu colegii de la Agenția Supraveghere Tehnică, cu cei de la Calea Ferată, cu cei de la Agenția Feroviară, autoritate recent creată, de la Autoritatea Aeronautică Civilă, dar și nemijlocit colegii de la Cancelarea de Stat și din Ministerele de Resort care vor fi implicate. În acest sens, vom crea un grup de lucru. Deja solicitările privind delegarea persoanelor în acest grup de lucru către entitățile ce l-am menționat a fost remise. Grupul de lucru se va întâlni frecvent, pentru că, după cum spuneam, strategia urmează să fie elaborată până în trimestrul 3 al acestui an. Ulterior o vom expune unor ample discuții publice în vederea îmbunătățirii acestuia, ca în final, până la
chilele acestui an să avem un document închegat, un document care va reflecta cele mai bune poziții și în baza căruia vom realiza cele mai importante deziderate de țară, îmbunătățirea condițiilor de trai, accesul persoanelor la drumuri sigure, interoperabile, dar mai ales construite la timp și conform standardelor europene. Vă mulțumesc! În momentul în care aveți anumite întrebări, sunt dispuse să vă răspund. Vă rog! Caz dumneavoastră faptul că pentru anul în curs fondul rutier este în diminuare comparativ cu anul trecut, vorbim de 1.400.000.000, 1.800.000.000 care au fost anul trecut. Și cum explicați acest fapt și dacă acești bani au fost redirecționați în alte direcții? Mulțumesc pentru întrebare. Conform legii bugetului de stat pentru acest an, într-adevăr, fondul rutier a fost alocat 1.485.000.000. Obiectivele care vor fi reabilitate din aceste mijloacele bănești au fost stabilite în anexa numărul 1 la hotărâri de guvern și implementează acest program, dar vreau să remarc că este doar debutul anului. Ne propunem ca la rectificările bugetare ce urmează pe parcursul acestui an, fondul rutier să fie majorat, ori acest exercițiu l-am operat și parcursul anului anterior. În începutul anului 2023, fondul rutier a avut alocat aceeași sumă. La rectificarea din septembrie anului trecut, ne-au fost alocate anumite mijloace financiare pentru a realiza toate obiectivele ce le avem propuse în fond. De asemenea, vreau să remarc că, cu excepția celor 1.485.000.000 de care ne vom îngriji să reabilităm obiectivele stabilite în programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier, vă spuneam că avem alte 600.000.000 atrase din asistență externă, de la BERD, BI și Banca Mondială și pe parcursul acestui an ne propune să începem lucrările de reabilitare a peste 300 km de tronsoane de drum. Ați vorbit despre accesul cetățenilor la, să spunem, rutele acestea rurale din comune și sate. În ultima perioadă foarte multe rute au fost sistate din motive financiare, ele nu sunt rentabile. Ce va face statul pentru a apropia accesul acestor rute pentru satele și comunele noastre? Mulțumesc! După cum cunoașteți, parcursul anului precedent la Minister am aprobat un document strategic transport modern. Unul din elementele de bază a acestui document strategic este analiza funcțională a tuturor rutelor regionale, dar și cele locale, considerând prioritățile Ministerului, dar și necesitățile cetățenilor noștri. Și în perioada imediat următoare ne propune să venim cu rezultate acestei analize funcționale, dar și nemijlocit cu alte date statistici privind principiile și modalitatea de stabilire a tarifelor la serviciile de transport. Da, și încă o întrebare legată de o hotărâre de guvern adoptată de guvernul Filip în legătură cu trecerea graduală a Republica Moldova la transportul ecologic. Acea hotărâre de guvern deocamdată a rămas pe hârtie. Vreau să vă întreb dacă este fezabil ca într-un an, doi, noi să modificăm în general infrastructura de transport pentru a trece la transportul ecologic? Sau asta este de domeniul visului? Deci, după cum am remarcat, strategia de mobilitate va acționa în tandem cu strategia de mediu pentru anii 2014-2023. Sunt sigură că vorbiți de acea hotărâre de guvern care a aprobat această strategie de mediu și după cum am remarcat, unul dintre principiile de bază este trecerea de la transportul ce poluează la unul care mai puțin poluează. Aici ne dorim să îmbunătățim infrastructura feroviară. Am zis-o deja că avem două tronsoane finanțate de BERD și de BI în reabilitare, dar și nemijlocit transportul naval. Și aici am solicitat suportul colegilor noștri de la Comisia Europeană privind elaborarea studiilor de fezabilitate, dar și nemijlocind îmbunătățirea albiei râurilor navigabile din Republica Moldova. Este unul dintre obiectivele pe care ne dorim să-l atingem atât noi, cât și colegii noștri de la Ministerul Mediului, dar și la Ministerul Energiei. Da, pentru săptămâna viitoare, transportatorii anunță o acțiune de protest în fața Inspectoratului Național de Securitate Publică. Pe motiv că ar exista anumite, eu știu, acțiuni din partea Poliției Naționale în raport cu transportatorii. Dumneavoastră, cum vedeți, în general, relația asta care există acum tensionată între poliție și transportatorii de rute?
Vreau să vă asigur că colegii noștri de la Agenția Națională de Transport Auto, care sunt și dânsii agenți constatatori, dar pentru contravențiile ce vizează depășirea masei pe osea mijloacelor de transport pe drumurile publice, sunt în conlucrare activă cu colegii de la Inspectoratul Național de Patrulare, care au area dânșilor de activitate. Orice acțiune, evident că se întemeiază pe principiul legalității, e dreptul asociațiilor din domeniu să protesteze, evident, în limitele și imperativele legale. Ceea ce vreau să zic eu din partea Ministerului, că asigurăm această conlucrare cu toate organele, inclusiv cu organele de control, pentru ca pe drumurile publice să se circule în siguranță, în condiții predictibile și fiecare dintre persoanele implicate în trafic să aibă certitudinea că drepturile nu le sunt lezate. Alte întrebări, dacă mai sunt, vă rog. Dacă nu mai sunt, vă mulțumesc pentru atenție. Vă îndemn să urmăriți pagina Ministerului unde publicăm aceste noutăți. Vă îndemn să participați activ la elaborarea acestui document strategic ca până în finele anului să avem deja adoptat și aprobat. Mulțumesc! Zi bună! Mulțumesc, colegi!